del querer mi presencia. Aleluya. Despertó y no. Aleluya. Slăviți să fie Domnul! Amin. Îi mulțumim Domnului în această după-amiază pentru că El ne-a călăuzit pașii să venim în cortul de întâlnire, aici unde putem chema numele Domnului. Și zic din toată inima, slăviți să fie Domnul! Amin. Am fost îndemnat să aduc un îndemn în fața poporului. Și am stat și m-am gândit, ce aș putea să aduc poporului într-o vreme ca aceasta, ca poporul să se întărească și să se încurajeze. Și sunt două lucruri mari care Dumnezeu așteaptă de la un om. Așteaptă ca omul să-i dăruiască lui Dumnezeu inima lui și așteaptă Dumnezeu ca Duhul omului să-l încredințează în mâna lui Dumnezeu. Atunci când îți încredințezi Duhul în mâna lui Dumnezeu, ceea ce încredințăm în mâna lui Dumnezeu, nimeni nu poate să ia. Pentru că mâna lui este puternică. Pentru că brațul lui este puternic. În Psalmul 31, omul, David, împăratul, a fost presionat ca să fugă din cetate. A fost obligat ca să fugă din cetate. Și omul acesta încearcă să aducă o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine, izbăvește-mă în dreptatea Ta. Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de mă ajută, fii pentru mine o stâncă, o crotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea. Omul acesta a avut dorința ca Dumnezeu să fie stâncă pentru el. Ce poți să găsești la o stâncă? Stânca îți oferă atât aceea înălțime care te duce cu gândul că există Dumnezeu mare. Și stânca poate să-ți dea apă. Iar cetățuia este soția și copiii tăi. Sunt două lucruri importante care un creștin trebuie să le aibă în viață. Să aibă întotdeauna ochii îndreptați spre Dumnezeu și inima să fie legată de familie. Aceste patru lucruri care vi le-am adus în față sunt niște lucruri care Dumnezeu ni le cere și sunt niște lucruri care noi trebuie să le facem. Tu nu poți să te lupți cu cel rău. Dumnezeu se va lupta pentru tine. Doar El este Tatăl nostru, iar noi suntem în spatele Lui. Tatăl nostru este mai puternic, Tatăl nostru este mai mare. Noi doar putem munci pentru Dumnezeu. Noi putem să facem lucruri în care oamenii să primească Evanghelia. Slăviți să fie Domnul! Cu aceste gânduri, haideți să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Haideți să venim cu o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Mi-a plăcut ideea care a spus cineva. Un om stătea pe bancă, iar trece un călător și îi spune, iată omul acesta nelegiuit, stă pe bancă și se uită după femei ușuratice. Trece al doilea om și zice, iată omul acesta este un leneș, stă pe o bancă, este un leneș. Trece al treilea om și zice, ferice de omul acesta, s-a trudit de dimineață până seară și acum are posibilitatea să se hodinească. Au fost trei oameni și un singur om, fiecare a avut părerea lui. În aceste momente, în această săptămână, fiecare are ideea lui și problema lui. Însă dacă stăm și privim sfințenia lui Dumnezeu, am început-o cu sfințenia și vom termina cu sfințenia. Vom vedea slava și fața lui Dumnezeu, așa cum spune în Psalmul 11 cu versetul 7, căci Domnul este drept și iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Slăviți să fie Domnul! Haideți să intrăm în rugăciune cu aceste gânduri. Doamne Dumnezeule care locuiești în cerul, vrem ca după amiază zile de astăzi, Doamne, să o aducem înaintea Ta. Vrem să-ți dăruim inima noastră și să-ți
Încredințăm Duhul nostru în mâinile Tale, Doamne. Știm că noi nu putem face nimic prin puterile noastre, Doamne. Ce este mai tare, Doamne Dumnezeule, este cuvântul Tău care ne dă putere să mergem din biruință în biruință. Doamne Dumnezeule, îți încredințăm totul în mâna Ta. Tot ce avem îți încredințăm în mâna Ta, Doamne. Te rugăm frumos, fii cu noi toată săptămâna aceasta. Cu toți avem greutăți și probleme, Doamne, însă nu vrem să ne plângem de ele, însă nu vrem să facem din această o tragedie, Doamne, ci privim în fiecare dimineață, în fiecare după-amiază, în fiecare seară, Doamne. Mulțumim, Doamne Dumnezeule, Împăratul nostru și Dumnezeul nostru, dă-ne înviorare și un duh liniștit, Doamne, încât rugăciunea fiecăruia, Doamne Dumnezeule, să fie ascultată. Chiar dacă Iona, Doamne, era într-o stare în care nu mai vedea soarele, Doamne, însă a avut nădejdea că rugăciunea lui va ajunge pe tronul Tău. În această după-amiază, Doamne Dumnezeule, avem credința, avem nădejdea, Doamne, că și rugăciunile noastre vor fi ascultate din locul acesta, Doamne, și orice genunchi să se aplece înaintea Ta, Doamne. Credem, Doamne Dumnezeule, că în această zi vei da biruință inimilor noastre, Doamne. Vei da, Doamne Dumnezeule, putere, Doamne Dumnezeule, să ne înfățișăm înaintea Ta, să vedem fața Ta, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim în această după-amiază, Doamne. Credem în bunătatea Ta, credem în dragostea Ta și în mila Ta, Doamne. Îți mulțumim în această după-amiază, Doamne. Sunt frați care au venit aici cu inima și cu dorul să se întâlnească cu Tine, Doamne. Împlinește-le dorința, ascultă-le rugăciunea, Doamne. Îți mulțumesc, Tată scump din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim. Amin. 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 Puteți să ocupați locurile. Cea de-a doua rugăciune, fratele nostru, Mitică Țățeli, va veni în față și ne va îndemna la cea de-a doua rugăciune. Și zic, Domnul să fie binecuvântat în toate. Amin. Picioarele Tale. Vreau să stau înaintea Ta cu tot ce sunt, cu tot ce am, din inimă să schimb. Aleluia! Aleluia! Să stau înaintea Ta, Iisus, ești tot ce am. Vreau să stau înaintea Ta cu tot ce sunt.
Doamne, vreau să mă veghez, prin harul Tău să mă păstrez. Iisus, ești tot ce am. Inima mea îți va cânta până vine slava Ta. Cu îngerii să-ți cânt, aleluia, 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 aleluia. Fie în numele Domnului. Amin. Iubită biserică, în această după-amiază suntem din nou în prezența lui Dumnezeu. Și pentru că suntem la un timp de închinare și închinarea noastră vrem să fie după voia lui Dumnezeu, aș vrea în această seară să înțelegem care este voia lui Dumnezeu. Cel puțin în aceste momente, în timp ce ne vom ridica glasul către Dumnezeu și îi vom cere ceva. Dacă în prima seară la cort aici, atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat în corabie și Petru a făcut o rugăciune care a fost inedită și a spus, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos, în această seară vrem să spunem, Doamne, vrem să știm ce vrei să faci cu noi dacă suntem păcătoși. Care este voia Ta cu privire la noi și la oamenii care sunt nemântuiți? Cuvântul Domnului spune în Isaia 53, versetul 10, Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să vă îndemn în această seară, voia lui Dumnezeu cu privire la toți oamenii este ca toți să fie mântuiți. Ne vom ruga în această seară ca Dumnezeu să mântuiască suflete. Amin. Pentru că în rugăciunea pe care Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici, în timp ce ei aveau dorința aceasta și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și printre altele, rugăciunea Tatăl nostru spune, facă-se voia Ta, voia lui Dumnezeu în această seară, cel puțin în această seară, este ca Dumnezeu să mântuiască suflete, fie ca Dumnezeu din cer, așa cum a găsit cu cale să-L zdrobească pe El, împăratul și prințul cerului, pentru a mântui sufletele noastre. Și dovada este aici, sămânța de urmași. Vrem ca Dumnezeu să mai mântuiască suflete. Sunt copiii noștri, sunt părinții noștri, sunt rudele noastre și dorim ca Dumnezeu să mântuiască în această seară. Doamne, mântuiește Tu și oamenii vor fi mântuiți. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să intrăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Dacă aveți copii, dacă aveți vecini, dacă aveți frați, dacă aveți surori, dacă am rude nemântuite, dorința mea este fierbinte ca Dumnezeu să mântuiască neamul și numele Domnului să fie binecuvântat. Amin. Doamne Dumnezeul nostru care ești mare, am înțeles că voia Ta cu privire la oameni este să fie mântuiți. În această seară eu personal îmi înalț mâinile și inima înaintea Ta. Pentru că știm că stăm în prezența Ta, Doamne, și dorim să mântuiești suflete. Știu că sunt aici oameni nemântuiți.
Și știu că dorința și voia Ta este ca oamenii să fie mântuiți. Îți mulțumesc pentru că în această seară vei mântui suflete. Îți mulțumesc că în această seară, Doamne, ne-ai vorbit și ne-ai descoperit că unul din motivele pentru care suntem aici este că Tu dorești să mântuiești suflete pentru slava și gloria Ta. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vei lucra, că noi ne vom bucura, Doamne. Îți mulțumesc că Tu, Doamne, vei binecuvânta sufletele noastre. Lasă mângerea Ta pentru cei care mântuiește-mi rudele, Doamne, mântuiește neamul, Doamne, mântuiește tofrea, Doamne, mântuiește pe oamenii din împrejurimile acestei cetăți. Fie ca noi să fim, Doamne, mai departe la dispoziția Ta, așa cum Domnul nostru cel mare a fost gata să-și jertfească viața pentru cei care au trebuit să fie mântuiți. Îți mulțumesc că Tu vei cerceta, vei binecuvânta, vei mântui, vei elibera, Doamne, și vei da binecuvântarea în această seară. Slăvit să fie numele Tău. Îți mulțumesc din toată inima. Sunt aici oameni care plâng înaintea Ta pentru rudele lor. Sunt aici părinți care plâng pentru copiii lor. Sunt aici mame care plâng pentru fiii pierduți, Doamne. Ascultă din ceruri, pentru că ne-am înălțat glasul în numele Domnului Iisus Hristos, pentru cei care sunt aici și care vor fi mântuiți. Îți mulțumim, Doamne, nu-i mai departe frumos și dă-ne biruință în tot ceea ce se va face aici. Dă biruință fraților mei, însoțește-i, Doamne, în lucrarea pe care o au. Binecuvintează, Doamne, cântarea de laudă. Binecuvintează-mi, Doamne, și mie inima, să mă pot descătușa înaintea Ta și să pot să stau la dispoziția Ta mai mult. Mulțumim, Doamne, să slăvit în veci pentru toate. Amin. Amin, slavă Domnului. Vrea ca corul mai departe să laude numele Domnului cu tot ce au, cu tot ce sunt, iar pentru cea de-a treia rugăciune, fratele Gheorghe Papa ne va sluji. Amin. A venit la Elise să spună că e durere, să spună necazul e, căci bărbatul e murise și-a rămas cu datorii. Și acel ce o împrumutase vrea să ia cei doi copii. Din apasare cangării, izbăvire! Izbăvire, izbăvire nu avea, însă bunul Dumnezeu
El s-a îndurat de ea. Izbăvire, Doamne! Izbăvire, izbăvire nu avea. Însă bunul Dumnezeu, El s-a îndurat de ea. Pleca să ceară vase de la toți acei veci, căci durerea ei e mare, drumul presărat cu spin. Ai intrat apoi în casă cu copiii după ea. Ea ducea vasele goale și Iisus le umplea. Izbăvire! Izbăvire, izbăvire nu avea. Însă bunul Dumnezeu, însă bunul Dumnezeu, El s-a îndurat de ea. Cu toți cântăm! Izbăvire, izbăvire nu avea, însă bunul Dumnezeu, El s-a îndurat de ea. Aleluia Domnului, slavă! Peste care vântul grele cu putere astăzi ba. Nu există mâncăiere decât doar la Dumnezeu. Văduvele și orfanii le ține Domnul meu Iisus. Din abastării cangării, izbăvire, izbăvire nu avea. Dar însă bunul Dumnezeu, însă bunul Dumnezeu, El s-a îndurat de ea. Slavă Domnului! Izbăvire, izbăvire nu avea, însă bunul Dumnezeu, El s-a îndurat de ea. Thank you.
inimă curată, Doamne. Este tot ce-mi doresc din partea Ta, o inimă sfințită, Doamne. Este tot ce-mi doresc din partea Ta, o inimă în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnești eu aș vrea, o inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să-ți înalțe o sanare peste Tine cel mai mare Dumnezeu. O inimă în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnești, să domnești eu aș vrea, o inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să-ți înalțe o sanare peste Tine cel mai mare Dumnezeu. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta, o inimă sfințită, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. Cu toți! O inimă în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnești eu aș vrea, o inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să-ți înalțe o sanare peste Tine cel mai mare Dumnezeu, Dumnezeu. O inimă în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnești eu aș vrea, o inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să-ți înalțe o sanare peste Tine cel mai mare Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Cu adevărat, dorința fratelui Vasile s-a împlinit și a celorlalți care lucrează împreună să slujească în aceste zile la organizarea acestui eveniment evanghelistic. Încă de la început, frații noștri și-au propus să fie o gazdă bună pentru noi care venim din țară și din afara țării. Vreau să le spunem că au reușit lucrul acesta și le mulțumim în numele Domnului Iisus și zic Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Le mulțumim pentru implicarea fratele Ioniță, frații care au cântat, frații care au organizat ordinea, în numele bisericii pe care o slujesc împreună cu alți frați, o slujim de la Brașov. Vă mulțumim tuturor pentru căldura care ne-ați oferit-o și ne simțim bine acasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amin. Este un moment de rugăciune în care vrem să ne rugăm. Cel mai bun lucru care putem să-l facem într-o vreme ca aceasta, să ne rugăm la Dumnezeu. Și gândul meu pentru rugăciunea aceasta este următorul. Frații mei, suntem chemați de Dumnezeu să ne smerim înaintea Lui. Continuu ce spunea fratele meu Andrei în biserică duminică seară. Și el a văzut această nevoie și am văzut-o și eu. Și n-am văzut-o neapărat în viețile dumneavoastră, am văzut-o în viața mea în primul rând. Este nevoie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Când spun să ne smerim, este un act voluntar, o decizie personală.
noi ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Și când vede Tata din cerul că noi ne smerim, El ne dă har și binecuvântare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Riscul este unul mare. Dacă nu ne smerim noi, atenție, este posibil să ne smerească Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este bine să ne smerim noi. Este bine să ne plecăm noi capetele jos. Să nu fie nevoie să vină o mână nevăzută și să ne smerească. E mai rușinos când ești smerit de altcineva. E mai onorabil, e mai măreț când te smerești personal și spui, Doamne, mă smeresc pe mine și te înalți pe Tine, Doamne. E mai frumos. Biblia, versetul de referință pentru acest îndemn este următorul. Efeseni, capitolul 5, versetul 14. Iată ce spunea Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. De aceea zice, deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Trăiască Domnul! Când noi ne deșteptăm, când noi ne trezim, nu mai e nevoie să ne trezească Domnul. Mare grijă! Când trezește Domnul pe cineva, omul acela rămâne cu semne. Vă aduceți aminte de Petru când dormea în temniță? A fost lovit. Noi nu vrem să fim loviți, ci vrem să fim binecuvântați de Dumnezeu. Smerindu-ne pe noi, Dumnezeu ne dă har, ne dă binecuvântare. Dacă nu ne trezim noi, El ne iubește până la urmă. Lui îi place să ne binecuvinteze. El gata este să ne ierte. Și dacă nu ne trezim noi, ne trezește Dumnezeu. Atenție! Cei care s-au smerit acum 5 ani sunt bine acum. Și sunt spre bine. Cei care nu s-au smerit acum 5 ani, uitați-vă la ei, nu-s bine. Nu-s bine deloc. De aceea vrem să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Și dacă vom trece 5 ani, să fim în picioare înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care se smeresc, înalță Dumnezeu. Oameni buni, e nevoie să ne smerim în seara aceasta. E nevoie să ne plecăm capetele în jos. Este o decizie personală. Când El vede că ne smerim, spune așa despre noi. Sunteți copiii mei. Ați reușit să fiți ca mine, că eu n-am fost smerit, Iisus. El n-a fost smerit de altcineva. El s-a smerit. Lăudat să fie numele Lui. Spunea Mântuitorul nostru, nimeni nu-mi ia viața cu sila. Adică eu n-am fost omorât. Pe mine, eu mi-am dat viața. Nimeni nu-mi ia viața cu sila. Am putere să o dau și am putere să o iau. Adică eu nu m-am omorât oamenii. Eu m-am lăsat omorât pentru voi, pentru păcatele voastre. Smerenia este una din caracteristicile cele mai importante în viața slujitorilor, în viața tuturora. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să închei acest îndemn cu câteva gânduri despre. Și aceasta este, ingredientele smereniei stă și în aceasta. Așa cred eu, credeți-mă că așa cred. Când ești un om smerit, nu vorbești în adunare, pentru că Domnul e prezent în adunare. Și vreau să spun, chiar dacă nu l-am fi chemat niciunul în această seară, El tot ar fi venit. Pentru că El ne iubește. Când știi că El este prezent în adunare, nu mai îți permiți să spui în stânga, în dreapta, să te ocupi cu altceva, că El e prezent în adunarea noastră. Nu mai îți permiți. E un ingredient, smerenia. Este aceea, nu permiți să vorbești în stânga, în dreapta, doar cât trebuie. Frații au voie să vorbească. Cine merge la rugăciune? Cine predică? Cum fac? Cântăreții au voie așa strict, subtil. De ce? Peste noi este prezent Domnul Iisus Hristos. Ingredienta smereniei este aceasta. Nu vorbești cu nimeni în cort. Poți? Ce spuneți? Facem acest exercițiu practic? Să nu mai vorbesc cu nimeni. Să vorbesc doar cu El în seara aceasta. Doi. Trece coleta înaintea noastră. Nu-i rușinos? Câți bani am cheltuit astăzi? Și să treacă coleta, să ne punem ori nimic, ori un leu. În mod intenționat m-am mutat ieri în coș. Erau mulți verzi în coș. Și noi am dat roșii și albastre și ce mai fi gri în altă parte. Nu credeți că aceasta și o smerenie închinare dai Domnului din ceea ce ai tu? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Trei, un alt ingredient, punctualitatea. Punctualitatea este un lucru măreț. Un lucru care arată că ești un om smerit. O alt ingredient, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Oameni buni, lupta este mare de tot. Lupta este atât de puternică încât putem să ne influențați de alte lucruri. Dar în această seară
Vrem să ne lăsăm influențați de Duhul lui Dumnezeu. Smerindu-ne, nu vorbim, suntem punctuali și ne închinăm cu darul nostru de bunăvoie. Acestea sunt ingrediente mici, dar fac parte din smerenie. Smerenie e mult mai complexă, dar am vorbit de aceste trei. Mi-am dorit să le spun, pentru că oameni buni, credeți că e corect să fie acest haos, să se chinuiască bărbații aceștia, să ne spună liniște? Nu-i corect și suntem creștini, ne pretindem oameni Dumnezeu. Cel puțin de pe scenă, dacă i-aș invita, de dragul fratelui vostru, papa, să nu mai vorbim noi între noi, să vorbim cu Dumnezeu. Să nu vorbească surorile, să vorbească cu Dumnezeu. Frații din stânga noastră, din dreapta noastră, să nu mai vorbim unul cu altul, să vorbim toți cu Iisus Hristos. Ne rugăm pentru aceste lucruri, ce spuneți? Intrăm în rugăciune. Dragă Tată din ceruri, Doamne Dumnezeule care ești în cerul, Tatăl nostru care ne cunoști, Doamne Dumnezeule, Părinte îndurător, vreau să mă smerez pe mine însumi, vreau să-mi plec într-un mod voluntar capul jos, Doamne, vreau să spun că Te iubesc, dar mândria mă paște. Mândria e pe urmele mele, aroganță, indiferența, e pe urmele mele, dar Te iubesc, îmi place să Te slujesc, îmi place să mă smeresc, dar de uneori n-am reușit. Atitudinile mele au fost mândre, arogante, indiferente, disprețuitoare, dar în seara aceasta, pentru că îmi dă har, mă plec sub piciorul crucii, vreau să mă smeresc pe mine însumi, vreau să mă trezesc eu în seara aceasta și să-ți dovedesc că Te iubesc prin punctualitatea mea. Prin a nu conversa în stânga și în dreapta și prin a nu fi un om care să treacă cu coleta înaintea mea fără să mă închin. Doamne, ai milă de mine în seara aceasta. Doamne, ajută-mă să mă smeresc, să-mi învăț copiii să se smerească, să-mi învăț soția să se smerească, pentru că Tu ești Dumnezeu care vei fi nevoit să ne smerești Tu dacă nu ne smerim noi. O, Doamne, îndură-Te de noi! O, Doamne, îndură-Te de noi în seara aceasta! Îndură-Te de sufletele noastre! Îndură-Te de viețile noastre, Doamne! Ești atât de iubit de noi, Te iubim și știm că și Tu ne iubești, Doamne. Vrem să ne plecăm inimile noi, nu să fie nevoie să ne pleci Tu inimile jos, Doamne. Vrem să îngenunchem noi, Doamne, nu să fie nevoie să ne îngenunchezi Tu pe noi. Că o vei face până la urmă, din dragoste pentru noi, din dragoste pentru poporul Tău. Nu vei tocea, vei vorbi, Doamne, și vei lucra cu putere în seara aceasta. Îți mulțumesc pentru că Tu ești aici și harul Tău ne binecuvintează. Amin? Vă invit să vă ocupați locurile. Lăudați să fie numele Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Ne cheamă să fim ca El. Reușim dacă vrem. Voința este aceea care ne dă Dumnezeu, numai dacă vrem. Dacă vrem, vom putea. Surorile mele și frații mei, cei care doriți să vă închinați înaintea Domnului cu darul de bunăvoie, sunteți invitați în următoarele momente. Este exact mijlocul evangelizării. Am început luni, suntem joi, vom termina duminică. M-am tot gândit, suntem 1000 de persoane aici. Dacă fiecare am fi venit fiecare seară cu câte 10 lei, 1000 ori 10 lei e 100 de milioane. Ori 7 zile ar fi 700 de milioane într-un foc. Cât? 10 lei. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Avem șansa să strângem până duminică 300 de milioane. Ne-am rămas 3 zile sau 4 zile. Câte 10 lei? De unde începe pocăința noastră? În mod extraordinar. Rămânem uimiți. 10 lei. Dar în această seară vrem să ne închinăm cu ceea ce avem. Și din ceea ce mi-au spus frații mei scumpi și iubiți, binecuvântați de Dumnezeu, mâine seară nu o să mai dăruim ascuns. Și nu o să mai luăm bani în mână și strângem așa, să-i punem în cost, să nu vadă nimeni când am pus. Mâine seară am înțeles că se va face ceva deosebit, ceva nou, ceva inovator, ceva care a venit o invenție. Și avem un Dumnezeu care
are invenții frumoase, e inovator. Lăudați să fie numele Domnului. Frații mi-a spus așa, că o să facem mâine ceva foarte frumos. Mâine o să cântăm, o să se pune aici un coș mare, o ladă mare, și în timpul ce cântăm, toți vom veni în fața Domnului, în fața Domnului, nu în fața frații, în fața bisericii, și vom aduce Domnului din ceea ce noi am pregătit acasă. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Amin. Nu-i mândrie. E bucurie că poți să dai Domnului din ceea ce ți-a dat ție și mie. Mă tot gândesc, un calcul simplu, dacă aș fi venit mâine și mâine, fără să mă cred că fac o mare afirmație, mâine vreau să vin la coș cu 100 de lei. Credeți că e mult pentru noi 100 de lei? Nu cred că e mult. De aici, cine are 50 e mult mai bine, cine are 500 e mult mai bine. Mâine vreau să fiu la coș cu 100 de lei, fără să încerc să afirmăm ce mare realizare 100 de lei. Dar iată, câte 100 de lei, dacă vrem cel puțin 100 de bărbați și câteva femei, avem o grămadă de bani. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Până la urmă, pocăința nu stă doar în vorbe, iertați-mă. Pocăința stă în fapte. Și în fapta aceasta, mâine seară facem o colectă extraordinar de frumoasă. Venim înaintea lui Dumnezeu. Ne văd și frații, dar nu ne preocupă pe noi. Pe noi nu ne interesează să ne vadă frații. Pe noi ne interesează că ne vede Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Continuați să vă rugați Domnului, continuați să vă închinați. În seara aceasta facem iar ascuns. Dăm cât am pregătit. Mâine seară ne pregătim de dimineață și venim la adunare, venim în față și punem în coș. Că cine dă, chiar credeți? Chiar credeți? Eu cred. Cine își dă, lui își dă. Vreau să vă spun un lucru și închei. Mâine seară Domnul ne spune și îmi spune, pregătește un cec în alb și va calcula cât vei da și imediat cât vei da, va măsura și îți va da de 10 ori cel puțin. Crezi lucrul acesta? Eu cred. De 10 ori, un cec. Cât vei da, îți va mulți de 10 ori. Vă dați seama. Dau mâine 100 de lei, o să vedeți că imediat o să primesc 100 de lei, 10 milioane, 1000 de lei, ron. Mâine pregătiți-vă să vin la casa Domnului, nu doar îmbrăcați frumos, deși nu extraordinar, ci și pregătiți cu niște bănuți, că nu dăm să se, nu știu ce, dăm să fie slăvit Domnul. Amin? Cântați Domnului și Dumnezeu să ne binecuvinteze, ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Amin. Slavă Domnului! Aleluia! Glorie, glorie! O carte cu 7 peceți, o carte stă închisă în mâna Dumnezeului Sfânt, în mâna sa întinsă. Și un înger puternic din cer a strigat, cine vrei să o poată deschide? Dar niciunul din înger din cerul înalt n-a fost venit să o poată deschide. Aleluia! Vernic este mielul ce-a fost înjuriat, să primească slava, slava neîncetat. Vernic este mielul ce-a fost înjuriat, să primească slava, slava neîncetat. Vernic este mielul! Vernic este mielul ce-a fost înjunghiat, să primească slava, slava neîncetat. Nici îngeri, nici îngeri înalți, nici sfinții care cântă, nici sfinții venit nu s-a găsit să ceară capta sfântă.
dar deodată picioare apare un miel ce părea înjunghiat și zdrobit, și zdrobit cu ochii în lacrimi de dragoste plin, pentru noi a murit răstignit. Aleluia, vrednic este melul ce-a fost înjunghiat, să primească slava, slava neîncetat. Vrednic este melul ce-a fost înjunghiat, să primească slava, slava neîncetat. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. De zare se ivește solul celui necurat, Dumnezeu e tăria mea. Când armatele de duhuri celor am întunecat, Dumnezeu e tăria mea. Când tot iadul stă în picioare pregătit pentru război, și când sufletul se zbate prins în cursa grea, fără aplec în rugăciune și aștept ajutorul slab, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea adăpost, pentru sufletul meu ajutor. Când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea adăpost, pentru sufletul meu ajutor. Când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu are putere ca în cer și pe pământ, Dumnezeu e tăria mea. Tot ce în lume se întâmplă este scris și în cuvânt, Dumnezeu e tăria mea. Încercarea când de mare și se pare că mă rog, întunericul e gros și nu mai pot vedea, pe și fruntea și genunchi, dar îl las pe cerul Duhul. Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea adăpost, pentru sufletul meu ajutor. Când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea adăpost, pentru sufletul meu ajutor. Când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Cântăm împreună! Dumnezeu e tăria mea adăpost, pentru sufletul meu ajutor. Când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea adăpost, pentru sufletul meu ajutor. Când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Aleluia! Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Iisus e Domn! Iisus e Domn și Împărat, Domn cu adevărat. Aleluia! Iisus e Domn și Împărat, Domn cu adevărat. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, în veci de veci, amin, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, în veci de veci, amin. Primăvara, vara, toamna, iarna, eu laud pe Dumnezeu, aleluia! Primăvara, vara, toamna, iarna, eu laud pe Dumnezeu. Cântăm împreună! Primăvara, vara, toamna, iarna, eu laud pe Dumnezeu, aleluia! Primăvara, vara, toamna, iarna, eu laud pe Dumnezeu. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, în veci de veci, amin, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a
Lui să fie gloria în veci de veci, amin. Postul poate el, poate el, poate el. Când nu mai postul poate el, poate el, Dumnezeu. Tu trebuie să crezi, să crezi în Dumnezeu. Tu trebuie să-L chem în ajutorul tău. Dacă-L vei chema, nu te va refuza. Atunci când nu mai postul poate el, când nu mai poți tu, poate el, poate el, poate el. Când nu mai poți tu, poate el, poate el, Dumnezeu. Când nu mai poți tu, poate el, poate el, poate el. Când nu mai poți tu, poate el, poate el, Dumnezeu. Când nu mai poți tu, poate el, poate el, poate el. Când nu mai poți tu, poate el, poate el, Dumnezeu. Să fie Domnul! Amin! Lăudați să fie Domnul! Amin! Mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară de har. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest eveniment.
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că din nou suntem împreună. Ceea ce îmi doresc din toată inima mea, Dumnezeu să binecuvinteze fiecare inimă. Amin. Suntem chemați să trăim în așa fel încât în toate lucrurile să glorificăm pe Dumnezeu. Nu doar puțin, nu la evenimente, ci în toate lucrurile. Doamne, ajută-ne să te glorificăm pe Tine. Amin. Dumnezeu din cer nu are o duminică pe săptămână, ci Dumnezeu are 7 duminici într-o săptămână. Dumnezeu sfințește fiecare zi. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu organizează și în organizarea cerească din a binecuvântat și această seară de părtășie. Slăvit să fie Domnul! De aceea să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, sfințește fiecare inimă. Suntem aici în prezența Ta. Iar Dumnezeu din cer vrea fiecare din noi să-L binecuvântăm pe El. Slăvit să fie Domnul! Chiar dacă totul e senin, chiar dacă totul e senin în viața noastră, o săptămână de evangelizare, un moment festiv, 6 frați pentru echipare de diacon, un eveniment de botez, peste 200 de candidați de botez, construcția bisericii înaintează, totul e senin, slăvit să fie Domnul! Dar ne așteaptă și norii. Nu știm ce va întâmpina biserica lui Dumnezeu. Să rugăm pe Domnul, Doamne, în atribuția noastră este să păzim biserica. Fiecare din noi să ne luptăm ca biserica să fie protejată, păzită. Fiecare la fortăreața bisericii vor veni atacuri. Vrășmașul va lupta împotriva bisericii cu necredință. Și să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, pune credință în noi. Și fiecare să luptăm pentru ea. Dacă Dumnezeu a pus în inima ta credință, păstrează-o pentru Dumnezeu. Pentru că în zile din urmă e cea mai teribilă luptă. Păstrează-ți credința! Păstrează-ți credința! Haideți cu toți să rugăm pe Domnul, Doamne! Vreau să fac liniște în sufletul meu, dar vreau, Doamne, să mă păstrez în principiul Scripturii! Trăim vremuri biblice! Străjerule, cât mai este din noapte! Acum când se luptă lumina cu întunericul, parcă întunericul a biruit lumina! Dar să rugăm pe Dumnezeu, dă-ne, Doamne, credință. Pentru că zilele din urmă, marea întrebare finală, când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință. Ne rugăm cu toți să implorăm pe Dumnezeu. Doamne, binecuvintează biserica Ta. Vrem atingerea din partea Ta. Vrem să credem mai mult în lucrarea în care Tu o faci. În care Tu o ai, în care Tu, Doamne, Dumnezeule Tată, ai binecuvântat-o. De aceea Te rog, Doamne, binecuvintează sufletul nostru, binecuvintează fiecare inimă, aici, la rugul aprins. Te rog, Doamne, să îndepărtezi orice duc de necredință, ci fiecare să fim în așteptare de cer, să îndepărtezi norii, să păzim biserica Ta. De orice atac, de orice, Doamne, plan demonic, iar biserica Ta să fie biserică, Doamne. Pentru numele Tău ne rugăm. Lucrează Tu, Tată. Atinge-ne Tu, Doamne, și binecuvintează-ne. Cerem protecția Ta peste întreaga adunare. Atinge copiii noștri. Vrem să le dai un viitor asigurat în Tine. Binecuvintează, Doamne, fiecare familie, fiecare biserică, fiecare filială din țară și din Europa, cerem numele Tău peste ele și fiecare să Te slujim, să ne
vorbește, Doamne, cu noi. Cerem, Doamne, vocea ta care emană iubire. Vorbește, Doamne, cu noi. Cerem, Doamne, dorim vocea ta. Vorbește, Doamne, cu noi. Să simțim prezența ta. Să facem noi voia ta. Aleluia, vorbește, Doamne, cu noi. Din prezența de la paramente. Vorbește, Doamne, cu noi. Te rugăm, oh, să vincem. Vorbește, Doamne, cu noi. Să simțim prezența ta. Să facem noi voia ta. Sare ca gheri, vorbește, Doamne, cu noi. Vorbește, Doamne, cu noi. Vorbește, Doamne, cu noi. Să simțim prezența ta. Să facem noi voia ta. Sanore penas, porie de la manza. Porie de la manza. Porie de la manza. Necteas un alto brazo. Que fusil nudo pastori. Vorbește, Doamne, cu noi, cântăm cu toți. Vorbește, Doamne, cu noi. Vorbește, Doamne, cu noi. Vorbește, Doamne, cu noi. Să simțim prezența ta. Să facem. Să ne bucurăm împreună cu a ta biserică, cu a ta familie cerească. În numele tău ne-a rugat și binecuvântăm numele tău. Amin. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne. Mulțumim. 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 Dile Basari Cangri, vorbește. Vorbește, Doamne, cu noi. Aleluia. Oh, 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 oh. Vorbește, Doamne, cu noi. Să simțim prezența ta. Să facem noi voia ta. Sanore penas, porie de la manța. Porie de la manza, porie de la manza, ne creas un alto glaso, que tu san miro pastori. Sari cangeri pe nas, porie de la manza, porie de la manza. Porie de la manza, oh, oh, oh. Porie de la manza, metias un alto brazo, que tu san muro pastori, sanore penas, porie de la manza. Oh, 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 oh
tu siamo uno pastori. Alleluia! Slavă Domnului! Amin, vă rog să vă reocupați locurile. Am considerat și cred, din toată inima mea, cea mai mare diferență în care un om poate exprima ca și creștin este de fapt prezența lui Dumnezeu. În lumea noastră, în univers, prezența lui Dumnezeu cuprinde totul. Dragostea lui Dumnezeu, care este incomensurabilă de mare, nemărginită, fiecare loc e cuprins de prezența lui Dumnezeu. Dar contează atât de mult de atitudinea ta. Credeți că Domnul e prezent acolo? Amin. Pentru suror întreb. Pentru partea din dreapta. Credeți că Dumnezeu e prezent acolo? Amin. Credeți că Dumnezeu e prezent aici? Amin. Credeți că Dumnezeu este prezent în slujire? Amin. Haideți să dăm lui Dumnezeu marea cinste. Spunea Moody, omul lui Dumnezeu. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă și el exprima. E mai de folos să vorbească Dumnezeu decât noi, oamenii. Așa că dacă Tu vorbești, dacă noi vorbim, Dumnezeu nu vorbește. Când a auzit Ilie vocea lui Dumnezeu? Când? La crăpătura stâncii? În focul acela? În acel vânt? Când? În acel susur blând. Doamne, liniștește inima noastră, amin. Toată adunarea să stăm prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze, amin. 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 Iubită biserică, cu multă bucurie, în această seară, în mijlocul nostru, este fratele Virgil Neagu, pastor din biserica Dumbrăven, Suceava, și spunem cu toată inima, Dumnezeu să-l binecuvinteze, amin. A răspuns cu multă dragoste invitației noastre. Am avut multe părtășii frumoase în acest timp. Am învățat chiar unele principii și cu bucurie salutăm acest om al lui Dumnezeu. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Amin. Totodată sunt bucuros că în această seară în slujire este fratele Călinuț. El este atașat de rugul aprins, chiar dacă este în slujirea lui în Tecuci, în orașul Tecuci. Dumnezeu din cer să-l binecuvinteze pe fratele Călinuț, amin. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Vasile Piții, amin. Amin. El a făcut un efort să fie cu noi și apreciez că el întotdeauna pune prioritar biserica Rugul Aprins, pentru că el este un copil născut în această biserică. Dumnezeu să-l binecuvinteze, amin. Totodată Dumnezeu să binecuvinteze site-ul predic.ro. Este o echipă de 5 oameni care sunt cu noi aici. Ei fac o treabă, o lucrare pentru Dumnezeu. Sunt cei care sunt cu noi pe site-ul acesta creștin. Și dacă într-adevăr avem cei apropiați, putem printr-un SMS să-i trimitem că ei pot să fie cu noi online pe site-ul predic.ro, prin care să fie împreună, să poată să se roage acolo, să poată să cânte acolo cântările Domnului și de ce nu să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze, amin. Sunt conștient că în această seară suntem mai mulți, sunt și copii. Sunt conștient că am dublat partea de ordine. Cât de mult ne-am luptat noi, haideți, iubită biserică, frați creștini, copii al lui Dumnezeu, vă rog cu dragoste, nu cu poruncă, ci cu rugăminte, haideți cu toată inima să intrăm în prezența lui Dumnezeu și cu toată inima să dăm cinste Domnului prin a păstra acest mare har de liniște. Pentru că Dumnezeu și prin liniște, El poate să aducă peste noi atitudinea de pocăință. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Dorim în prima parte fratele Călinuț împreună cu echipa de cântăre să laude pe Domnul cu sele cântări, 3-4 cântări, iar la sfârșit și fratele Vasile Piții să laude pe Domnul cu o cântare și în urma acestor cântări în care vom asculta,
vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Haideți cu toată inima pe considerentul în care să nu stăm atât de mult aici, dar încât să nu înțelegem nimic, ci pe considerentul în care să stăm în prezența lui Dumnezeu și să ascultăm cu toată inima cuvântul Domnului. Fratele Călinuț, un set de cântări, fratele Vasile Piții și apoi din nou fratele Călinuț, o cântare singur și după aceste cântări ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Aleluia, slavă Domnului! Apelo de el, apelo de el, apelo de el. Adentele le rome. Salve! Apelo de el, apelo de el, apelo de el. Adentele le rome. Apelo de el, apelo de el, apelo de le dăbresc ca șucheras, le dăbresc ca șucheras, le s-a te luas. Sare rog pe tine abas, le dăbresc ca șucheras, le dăbresc ca șucheras, le s-a te luas. Hai tu ia prana, hai tu ia pena, te primi saras, o sfinto duho. Te geras budi, hai, ade cantini, hai des geras, hai des to duho, sa do ilo. Adi tu ia prana, adi tu ia pedo, te primi saras, o sfinto duho. Te geras budi, ade cantini, hai des to duho, sa do ilo. Temo chatimos Andiles ki kangeri Combatiala hai bolelpes Osta velas kapine Ara kremo chatimos Ara kremo chatimos Andiles ki kangeri Combatiala hai bolelpes Osta velas kapine O de la ve, buca ve, buca ve, ma la media fe, faccia c'è sa ve, ma la media ve. O de la ve, o de la ve, buca ve, buca ve, faccia media fe, faccia c'è sa ve, ma la media ve. Eram jos în păcat, de oameni aruncați, de dulce noapte mă găseam. Dar bunul Dumnezeu ierta păcatul meu și m-a salvat cu adevărat. Iisus Hristos, Iisus Hristos este Domn al Domnilor. Iisus Hristos este Rege a Regilor. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și e Salvatorul meu. Și al tău! Iisus Hristos este Domn al Domnilor. Iisus Hristos este Rege a Regilor. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și e Salvatorul meu. Devla! Devla maro de la des, devla maro de la des, că de-al mașcara mea are butea. Fericime s-a mă des, că s-a noapte, s-a narote. Fericime s-a încă s-a noapte. Devla! Devla maro de la des, devla maro de la des, că de-al mașcara mea are butea.
mascara me pare putea. Fericime, fericime să am aveți că să n-aveți să mă rode. Aleluia! Fericime să am că să n-ate. Laudi-me! 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 Mesia,
oh, ce mi-aduce bucuria. A pe tata, pe Mesia, oh, ce mi-aduce bucuria. Haine n-am avut pe plac, haine n-am avut pe plac, cât în lume am umblat. Haine n-am avut pe plac, cât în lume am umblat. Dar acum el mi-a dat, ce mi-a dat? În continuare, fratele Vasile Piții să-l audă pe Domnul cu o cântare. În urma acestei cântări și fratele Călinuț, iar după aceste două cântări vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu prin fratele pastor Virgineagu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Rog ordinea și rog surorile. Opinia rodiastumen. Opinia mai puria rodiastumen. Generația tânără rodia stumen. Haideți te înțelegia zeamă un principiu, pentru că si atitudinea de pocăință te pastrias, amari atitudinea. O dă-te binecuvintie, tumen, ar mulțumi aptume că de înțelegere, amin. Că-și mi-a dat viață, mântuirea fără s-o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Cântăm împreună! Te iubesc.
Te iubesc, Iisus, te iubesc. Că-și mi-a dat viață, mântuirea fără s-o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Amin.
Să ascultăm cuvântul Domnului din Evanghelia după Marcu, capitolul 14, de la versetul 3 la versetul 9, pagina Scripturii 960. Evanghelia după Marcu, capitolul 14, de la versetul 3. Pe când ședea Iisus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump și, după ce a sfart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace, de ce-i faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săracii aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Aș dori să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Eu mă voi ruga cu voce tare, iar dumneavoastră mă veți sprijini în Duhul dumneavoastră. Tată Ceresc, stăm înaintea Ta în aceste momente și după ce inimile noastre au fost pregătite prin aceste cântări deosebite, Te rugăm, Doamne, fă ca sămânța cuvântului Tău să pătrundă adânc în solul inimii noastre. Ne-am adunat aici și Îți mulțumim pentru prezența Ta. Dorim să cinstim prezența Ta și dorim totodată să Te auzim pe Tine, Doamne. Dacă au venit aici tineri și tinere, bărbați și femei cu alte intenții, care vorbesc de ale lor, Te rog, Doamne, fă ca locul acesta să fie un loc în care numai numele Tău este înălțat și proslăvit. În locul acesta am chemat numele Tău, am sfințit locul acesta în numele Tău, ca în numele lui Iisus să se pretreacă în locul acesta vindecări, minuni și semne în numele lui Iisus Hristos. De aceea Te rugăm, Doamne, proslăvește-Ți numele Tău și fă ca singurul nume să fie numele Tău înălțat. Amin. Vă rog acum în momentele acestea, pentru că e timpul meu de predică, să vă îndreptați spre cei din prejurul dumneavoastră și în numele Domnului Iisus să-i binecuvântați din toată inima. Vă rog tare mult. Slăvit să fie Domnul! Amin. Vă rog să reocupați locurile. Permiteți-mi în introducerea mesajului meu să vă rog tare mult să mă ascultați. Știu că sunt anumiți frați slujitori care vă întreabă, mă ascultă cineva și pe mine? Într-adevăr, e cazul la dumneavoastră. Aș vrea să vă spun ceva. În momentul când vă aud vorbind, vă lăs pe voi să vorbiți și eu mă opresc. Pentru că așa e corect. Dar dacă dumneavoastră păstrați liniștea, bineînțeles că nu voi ocupa o oră din timpul alocat predicării, voi predica mai condensat, mai puțin, tocmai din pricina faptului că a trecut destul de mult timp, poate pentru unii dintre dumneavoastră răbdarea s-a epuizat și de-aia vorbiți. Și de-aia discutați cu ceilalți. Însă aș vrea să vă spun un lucru deosebit. Apreciez buna organizare pe care o aveți dumneavoastră aici și spun Domnul să-i binecuvinteze pe organizatori. Apreciez modul deosebit de cântare pe care îl aveți aici și care cu ajutorul site-ul acesta se transmite în toată țara. Aud cântări care s-au dat la toflea prin inspirația Duhului Sfânt pe care le iau bisericile evanghelice și le folosesc în slujire. Începeți să deveniți un loc de referință. Aș vrea să vă spun că totodată prin site-ul ăsta, prin transmisia directă, se vede și cum vorbiți aici. Se vede că sunt strecurați printre dumneavoastră oameni care n-au chef să asculte cuvântul. Așteaptă numai masa de după, dacă o fi. Așteaptă altceva. Nu este, nu? Atunci nu înțeleg de ce vorbesc.
Tocmai de aceea aș vrea să vă spun, nu lăsați pe cei de lângă dumneavoastră să vă strice imaginea. Altădată eram pierdut, eram departe de fața lui Dumnezeu. Zăceam în mocirlă și în păcat ca mulți din cei din Toflea. Pe baza ambițiilor mele și ale voastre am încercat să ieșim din mocirlă. Am încercat să ne tragem de urechi, am încercat să ne tragem de păr. Am avut ambițiile noastre. Am trecut prin diverse momente și am încercat să ieșim din mocirla viciului și a păcatului nostru, dar n-am putut. Într-o zi, în dreptul nostru s-a oprit Iisus Hristos. Ne-a smuls de acolo și ne-a dus pe stâncă, slăvit să-i fie numele. Pentru gloria și slava numelui Său suntem adunați în locul acesta. Și atitudinea și închinarea noastră de aici vrea să-L glorifice pe El, slăvit să fie Domnul. Dacă restul a rămas în vicii, în mocirlă și în păcat, și își permit să vorbească la slujbele noastre, le poruncim să tacă. Amin. Amin. Există birt unde poate vorbi, există stadion, există discotecă, dar aici e numele Domnului chemat. Amin. Amin. Vegheați asupra celor din prejurul dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult. Pasajul biblic pe care îl avem în fața noastră în seara aceasta într-o discuție este un moment deosebit. Domnul Iisus Hristos a fost invitat la o masă unde participau doar bărbații. Ei discutau probleme teologice, ei discutau probleme profunde privitoare la legea lui Moise. Și iată-l invitat în casa unuia Simon leprosul. S-au adunat acolo, dar Biblia nu ne spune ce subiecte au început, dacă le-au început. Ci efectiv că în locul acela, neinvitată, s-a strecurat o femeie care avea cu ea un vas de alabastru plin cu mir foarte scump și foarte mirositor. Femeia aceasta a făcut un gest și anume a spart vasul acela de alabastru și tot conținutul l-a turnat pe capul Domnului Iisus, umplând camera unde erau ei de un miros frumos, dar persistent, înțepător de mir. Bineînțeles că au început comentariile și oamenii au început să zică împreună cu ucenicii ce rost are risipa asta de mir. Mirul ăsta se folosește într-un mod elegant. Când cineva cumpăra o sticluță de mir, ca pe vremea aceea, îi lua doar capătul de sus, lua o picătură, o dădea pe haină sau în cameră și schimba toată atmosfera și tot mirosul, dar nu folosea tot conținutul odată. Și îi spun, ce rost are risipa asta? Conținutul acestui vas s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei la o evaluare a lor. Ce rost are? Și într-adevăr, în primă fază, când stai și te gândești, risipă. În primă fază stai și te gândești că se folosește doar o picătură și atoarnă tot conținutul pe capul Domnului Iisus Hristos. E deranjant lucrul ăsta. Singurul care ia apărarea acestei femei este Domnul, care îi spune, lăsați-o în pace. În primul rând, ea a făcut un lucru frumos față de mine. De foarte multe ori credem că numai nouă ne plac frumosul. Hainele frumoase, casele frumoase, mașinile frumoase. Când e vorba să facem o casă de rugăciune frumoasă, spunem, Domnului nu cred că îi place, numai mie îmi place. Când e vorba să facem ceva frumos și deosebit pentru Domnul, noi spunem, pentru Domnul merită și second hand, pentru Domnul merită și mâna a doua, dar pentru noi tot ce e frumos. Iată-l pe Domnul că îi place frumosul. Păi cine a făcut florile, frații mei? Cine a făcut frumusețea care e împrejurul nostru? Nu Domnul, slăvit să-i fie numele. Lui Dumnezeu îi place frumosul. De aceea acceptă să faci lucruri frumoase pentru El. Lucruri care să te coste pentru El. Îi place Domnului lucrul acesta. Și apoi continuă Domnul și spune un lucru deosebit și anume, ea a făcut ce a putut. Iubiții mei, ce-i frumos în Biblie este că Dumnezeu niciodată nu ne cere lucruri care nu stau în puterea noastră. Ci totdeauna cere lucruri care stau în puterea noastră. Niciodată Domnul nu ne-a cerut să zburăm. Pentru că știe că nu putem, dar ne cere să venim la timp la întrunire. Amin? Putem asta? Putem. Domnul niciodată nu ne cere lucruri pe care nu le-am putea face, dar ne cere că atunci când se predică cuvântul sau se cântă spre slava Domnului, să taci din gură, să nu mai vorbești de ogorul tău, de mașina ta, de banii tăi, de aparatul tău de fotografia, de tableta ta, ci dacă totuși vorbești să spui, slăvit să fie Domnul! Vorbește pentru slava lui Dumnezeu. Îți cere lucruri pe care poți să le faci. Ori Domnul vine și vorbește despre această femeie, ea a făcut ce a putut. Vă voi vorbi în seara aceasta de câteva lucruri pe care le-a făcut femeia aceasta. În primul rând, ea a făcut ce a putut cu ce a avut. Majoritatea dintre noi suntem gata să ajutăm lucrarea Domnului,
să sprijinim lucrarea Domnului, să facem lucrarea lui Dumnezeu dacă am avea mai mult. Dar fiindcă rămânem cu ceea ce avem, nu prea ajutăm, nu prea sprijinim. Fratele care a vorbit la timpul de rugăciune foarte bine, a accentuat câteva principii foarte importante pe care întreagă eu o să le mai accentuez odată ca să vedeți că suntem călăuziți de același Duh. Aș vrea să vă spun că de foarte multe ori cheltuim o grămadă de bani pentru haine de firmă, cheltuim o grămadă de bani numai ca să ne arătăm lăudăroșenia și grandomania noastră, că suntem din Bruxelles, din Italia, din Roma, din Spania, de nu știu unde, dar când e vorba să punem bani la colectă pe care îi vede numai Domnul, dintr-o dată devenim foarte reținuți, foarte zgârciți, permiteți-mi termenul. Și nu vorbesc aici numai de voi, vorbesc și de mine, vorbesc și de mine. De foarte multe ori suntem gata să ajutăm pe Domnul dacă am avea mai mult. Citeam odată despre faptul că în Statele Unite exista o familie, soț și soție, ajunsese deja după vârsta pensionării și trăiau din pensie oamenii aceștia, aveau o pensie destul de bună. Dar la un moment dat au primit prin poștă o scrisoare prin care li se spunea ceva. Bineînțeles, prima care a pus mâna pe scrisoare a fost nevasta. Nevastă o lua scrisoare, imediat să vadă ce-o primite ei acolo. Când s-o uitat în scrisoare, erau anunțați de la un notariat că au primit o parte din moștenirea unei rude îndepărtate care nu avea moștenitori. Și s-au cercetat neamurile și le-au căzut și lor aproximativ $1,000,000 moștenire. Femeia asta citește încă o dată, era parafa notarului, acelui care a asistat la citirea testamentului, totul era autentic. Dar nu s-a dus imediat la bărbatul. De ce? Pentru că știa că bărbatul suferă cu inima. Și dacă suferi cu inima, o mare bucurie te poate omorâ, o mare supărare te poate omorâ. Ce-o zis ea? Ce fac eu în cazul ăsta? E adevărat, am primit $1,000,000, dar cum să-i spun la soțul meu? Și și-o adus aminte câți membri într-o biserică. Avem păstor. I-a dat telefon la păstor dimineața la ora 9, după ce-o citit e bine scrisoarea respectivă cu moștenirea. Frate păstor, avem o problemă, veniți până la noi. Ăsta păstorul la peste 60 de ani, dar ce nu vă înțelegeți? Frate păstor, avem o problemă, veniți imediat. Ăsta au crezut că e problemă de divorț, că plaga asta lovește în toată lumea. S-au pus imediat pe mașină și au venit la ei. L-a întâmpinat sora, frate, avem o problemă. Ce problemă? Nu știu cum să-i spun la soțul meu, am primit o veste bună. Ce veste bună, soră? Am primit o moștenire deosebită. Ce moștenire, soră? $1,000,000. Nu e adevărat, cum să primiți voi $1,000,000? Spune mult, măi. Cum $1,000,000? Frate, uite aici, uite hârtia, uite semnată din nota, dă-și numele la telefoane și-ți vezi că, măi, ce nu-s, e adevărat, $1,000,000. Și ce, care-i problema? Nu știu cum să-i spun la soțul meu că e bolnav cu inima, dumneata, nu înțelegi? Păi asta-i spun eu, astea-s vești bune, măi, îi spun eu. Dar ați primit-o? Frate, mai uite odată și vezi că e adevărat asta. Când a auzit el așa, s-a uitat, a verificat, măi, așa e, măi, mă duc eu să-i spun. Se duce la fratele, îl găsește prin sufragerie, pe acolo. Pacea Domnului, frate, pacea Domnului, dar ce ocaz la noi, frate, păstor, îl întreabă omul, ce ocaz? A venit să vă aduc vești bune, fratele, știa și el Biblia, frumoase sunt pe munți picioarele celor ce aduc vești bune, frate. Ce vești bune aduc? Ce-ar fi dacă Domnul v-ar da o binecuvântare? Omul normal, slăvit să fie Domnul, ce nu primește binecuvântare? Primim binecuvântări și verbale și materiale, le primim, nicio problemă, dar dacă Domnul v-ar trimite niște bani, slavă Domnului, frate! Îs pensionar, dar nu spun că nu mai trebuie ceva bani. Mai trebuiește, mai trebuie, îs mai bolnav, mai trebuie ceva bani. Dar dacă Domnul ți-ar trimite o sumă de bani, păstorul, ca și psiholog bun, îi spune, dacă ți-ar trimite o sumă mai mare de bani, păi l-aș primi, frate. Ia spune, frate, dacă Domnul îți trimite $1,000,000, ce faci? El fără să gândească mult, o jumătate îi dau la adunare, frate. Păstorul căzut jos și-o leșunat. Da. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Citind ilustrația asta, acum nu vorbiți, vorbesc eu. Citind ilustrația asta, m-am gândit foarte mult. De ce omul ăsta a dat jumătate, $500,000 dintr-o dată la adunare? Pentru că știa că nu-i are. De ce păstorul leșunat? Știa că-i are. Suntem gata să dăm Domnului tocmai lucrurile pe care nu le avem. Dacă aș avea două mașini, unul ar pleca în lucrare. Dacă aș avea o casă cu un dormitor în plus, ălalt ar fi pentru oaspeți, pentru lucrarea Domnului. Multe lucruri am face, dar cu ceea ce n-avem. Femeia aceasta a făcut ce a putut, cu ce? A avut, frații mei. Cu ce a avut? Dumnezeu nu-ți cere lucruri peste puterea ta. În Biblie găsim lucrări mari,
făcute de Dumnezeu cu cei ce au venit înaintea Lui, cu ce au avut. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat, după 400 de ani de robie, Dumnezeu dorea să-i libereze pe Israel și găsește în pustie un om care a stat la seminarul Domnului. 40 de ani a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. El știa ce nu știm noi la ora actuală. Egiptenii pe timpul lui Cheops sau lui Ramses au construit piramidele de care ne mirăm și la ora actuală. Cum au ridicat oamenii aia blocuri de zeci de tone la înălțimea aceea? Ei bine, Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. 40 de ani de facultate egipteană la un imperiu care conducea, Dumnezeu îl duce la seminarul lui să învețe blândețea și 40 de ori îl ține în dosul oilor și să trăiască în casă cu socrusul. Și omul acesta devine cel mai blând om de pe fața pământului. Eu știu că e greu de trăit cu soacra și cu socru, dar e un seminar, slăvit să fie Domnul. E un seminar. Eu știu că e greu să fii smerit, să vorbi aici, dar e o școală. Pentru că Dumnezeu l-a ținut 40 de ani. Când vine Dumnezeu să-i spune, Moise, du-te și scoate pe popor. Moise nu vine și spune, Doamne, știu să conduc oștiri, ai ales pe cine trebuie. Doamne, cine sunt eu să scot pe Israel? Păi, dar tu nu mai știi tehnică militară? Tu erai fiul fiicei lui Faraon, tu erai prinț, lâncetate, măi. Tu erai acolo puternic, tu nu mai știi lucrurile, nu mai știu astea. Și vine Dumnezeu și îi spune, iată, te trimit să te duci. Și la un moment dat, atenție, vorbesc eu sau voi. Păstrez un moment de liniște, că altfel nu se poate. Mulțumesc, frate Vasile. Aș dori să vă spun, stimații mei ascultători, că în domeniul ăsta trebuie disciplină, amin? Cel puțin îi rog pe frații mei într-o credință să se poarte corespunzător atunci când se vestește cuvântul Domnului, pentru că e foarte important lucrul ăsta. Ei bine, vine Dumnezeu și vorbește cu Moise și îl întreabă, ce ai în mână, Moise? Și Moise spune, Doamne, am un toiag. Toiagul era un ciomag. Un ciomag cu care el își păstea oile, cu care el își îndruma oile. Și la un moment dat, Dumnezeu îi spune lui Moise, aruncă toiagul acela jos. Și Biblia ne prezintă o minune, toiagul se preface în șarpe. Și apoi îi spune, nu te teme, prinde șarpele de coadă și îl ia înapoi. Din momentul acela știți cum se numește în Biblie ciomagul ăla? Bâta aia? Cuvântul Domnului ne spune în Exodul în felul următor. Și permiteți-mi să citesc cuvântul Domnului. Exod, capitolul 4, versetul 2. Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiag. Domnul a zis, aruncă-l la pământ. Și apoi, în versetul 20, cuvântul Domnului spune așa, Moise și-a luat nevasta și copiii, s-a pus călare pe măgari, s-a întors la Egiptului și a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. De acum în Biblie, aflat de Moise. 54. Ieza ziua pregătirii și începa ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Au pregătit mirurile acelea ca să-l îmbălsămeze pe Iisus. Când s-au dus și ele cu bidoanele de mir, că erau multe, spune Scriptura, în ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit cu la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată pentru că Iisus a înviat. Amin! Este un timp pentru toate. Singura care l-a uns când s-a putut face asta a fost Maria. Există un timp de mântuire, iubitul meu. Eu știu că tu zici că e mâine, dar mâine s-ar putea să fii în comă. Și ziua mântuirii să fi trecut. Există un timp când poți să-ți ceri iertare celor din familie. Eu știu că tu spui că mai ai timp, dar te rog, fă-o în seara aceasta, Doamne ajută! Există un timp când poți să te împaci cu cei din prejurul tău. Există un timp când poți să-ți pui viața în acord cu voia lui Dumnezeu, pocăindu-te, smerindu-te și întorcându-te la Dumnezeu. Există un timp când Dumnezeu ia aminte. S-ar putea să n-ai șansa aceasta. Însă Dumnezeu privește la intenție. Știi ce spune Biblia? Dacă un bărbat
se uită la o femeie cu gând să păcătuiască, Dumnezeu îi socotește ca și cum el a înfăptuit lucrul ăla, cu toate că el n-a avut ocazia să ajungă în păcatul acela. Dacă în intenția rea, Dumnezeu evidențiază și calculează. Dacă vrei în seara aceasta să te pocăiești, dacă vrei în seara aceasta să iei botezul, dar nu ți se oficiază acum, pentru că va fi un moment, Dumnezeu ia în calcul, ca, chiar dacă trebuie să pleci din viața aceasta, ca și cum lucrul acesta l-ai făcut. De aceea, iubitul meu, vreau să te întreb, care sunt intențiile tale? Pentru că femeia aceasta a făcut ce a putut, când s-a mai putut face. Este un timp și o vreme când poți lua decizii pentru viața ta. Este un timp și o vreme când poți să fii salvat. Îmi aduc aminte că într-o zi mergeam despre Suceava, spre localitatea unde am domiciliu, și am văzut la ocazie pe o persoană pe care o cunoșteam. Era un om de peste 60 de ani. Omul acesta era cunoscut, venea deseori la întrunire, la cort, cum spunem noi în seara asta. Asculta cântările, vedea toate lucrurile. L-am luat la ocazie și i-am spus, de ce nu vrei să te întorci la Domnul? De ce nu vrei să-L primești pe Domnul Iisus? El s-a uitat la mine cumva arogant, așa, și mi-a spus, tu mă înveți pe mine de pocăință? Păi eu când am mers la adunare și am văzut ce frumos e, am luat-o pe mama și am adus-o acolo. Am luat frați și i-am adus acolo. Am luat surorile mele și le-am adus acolo. Am fost la stăruință. Am fost acolo unde aveau loc lucrările lui Dumnezeu. Tu mă înveți pe mine când să mă pocăiesc eu? Era miercuri. Era miercuri. L-am lăsat unde a spus el, parcă părându-mi rău că i-am spus la omul ăsta care știa atât de bine ce trebuie el să facă, ce anume așteaptă Dumnezeu de la el. Duminică m-au rugat copiii lui să vorbesc pe marginea mormântului său. Murise nemântuit și nesalvat. Aș fi vrut să spun că tatăl vostru, mașina mea, l-a primit pe Domnul. Tatăl vostru, atunci când se mai putea face ceva, a acceptat mântuirea. A murit într-un mod violent, n-a fost salvat. Copiii lui erau în biserică, soția era în biserică, restul familiei era în biserică, dar el a murit nesalvat pentru că știa ce are de făcut. Tu în seara aceasta știi foarte multe lucruri. Ai venit aici și știi multe de pocăiți. Cunoști multe lucruri care ar trebui să le facă pocăiții. Ești în locul acesta. Iubitul meu, Evanghelia stă în fața ta. Femeia aceasta vine să-ți fie un exemplu. Ea a făcut ce a putut cu ce a avut. Ce ai tu? Pune la dispoziția Domnului. Mașina ta pune-o la dispoziția Domnului. Casa ta pune-o la dispoziția Domnului. Banii tăi, lasă-i să-i binecuvinteze Domnul și îi va mulți, lăudat să fie Domnul. Apoi, iubitul meu, fă tot ce poți, în ciuda tuturor împotrivirilor. Vei vedea oameni care se vor împotrivi slujbei tale. Vei vedea oameni care se vor împotrivi dărniciei tale. Vei vedea oameni care se vor împotrivi facerii tale de bine. Vei vedea oameni care se vor împotrivi și mai ușor să stai degeaba și să comentezi. Pentru asta nu-ți trebuie facultate, pentru asta nu-ți trebuie efort. Efectiv, sunt o grămadă de oameni care nu mă comentează. Tu începi să critici pe cineva și ai să vezi că ai o grămadă de oameni pregătiți în prejurul tău să critici exact persoana de care îi spui tu. Tu nu mă începe. Ori într-o asemenea lume, te rog frumos, pune-te la dispoziția Domnului și slujește lui Dumnezeu în ciuda tuturor împotrivirilor. Doamne ajută! Și ultimul lucru, slujește și fă ceea ce poți, când se mai poate face. Mai poți cânta o cântare? Cânt-o. Te poți împăca cu cineva drag? Fă-o. Poți să primești mântuirea? Întoarce-te la Dumnezeu. Viața este o taină pentru mine și pentru voi. În seara aceasta mă voi întoarce înapoi. Nu știu dacă ajung.